Comisia Europeană propune statelor membre să scadă temperatura din instituțiile publice. Apelul vine în contextul în care Europa este din ce în ce mai aproape să rămână fără gaz rusesc. Măsura ar putea fi însă dăunătoare pentru clădirile vechi și nemodernizate, așa cum este și clădirea în care se află Guvernul României. Liderii europeni propun statelor membre ale UE o serie de măsuri care vor permite reducerea consumului de gaze cu 25 până la 60 de miliarde de metri cubi. Propunerile vin pentru ca Europa să poată facă față scăderii drastice a livrărilor de gaze naturale rusești în contextul invaziei din Ucraina. Printre aceste măsuri se numără limitarea temperaturilor din clădirile publice. Mai exact, liderii Uniunii Europene vor cere statelor din blocul comunitar să limiteze la 19 grade temperatura furnizată de instalațiile de încălzire din clădirile publice, iar pentru sistemele de climatizare la 25 de grade. Acest lucru poate dăuna infrastructurilor vechi ce nu sunt modernizate cu sisteme de încălzire sau climatizare adecvată. Un astfel de exemplu este chiar clădirea Guvernului României. Potrivit estimărilor executivului comunitar, o cantitate de 11 miliarde metri cubi de gaze naturale ar putea fi economisită doar prin această măsură. De asemenea, Comisia Europeană va încuraja gospodăriile să coboare termostatul cu un grad în această iarnă. În plus, Uniunea Europeană își propune introducerea de surse alternative de căldură pentru încălzirea urbană. Liderii europeni susțin că aceste limitări ar putea reduce impactul unei opriri bruște a livrărilor cu aproximativ o treime. Toate aceste propuneri ale Comisiei se vor afla în centrul dezbaterilor la reuniunea ministrilor europene a energiei, care va avea loc pe 26 iulie la Bruxelles.